Joc cu căluți, joc cu căluți, joc cu căluți. Salutare first player, asta este Rival Stars. Și aparent dacă țin degetul aici, poți să virezi cu calul. Sincer, uite o nișă care nu a fost abordată până acum, jocurile cu cai. Gen hipodrom, gen curse. Culmea, văzusem un film destul de tare la un moment dat, cred că Secretariat, ăla de care făcem mișto BoJack Horseman, dar e un film foarte ok. Adică îți dau lacrimile așa când vezi cum reușește calul ăla să câștige trofeul. Și jocul ăsta, Rival Stars, mă miră pentru că ocupă aproape 700 de mega. Și e făcut de Pickpock, care firma Pickpock face de obicei jocuri arcade, simpluțe. Eu sunt Alex de la firstplay.ro și ne jucăm Rival Stars. Jocul cu căluți. Bănuiesc că să avem și ceva chestii manageriale. Să administrăm echipa. Titlul full este Rival Stars Horse Racing. Are ratinguri foarte bune și filmulețe foarte complexe. Oh, shit. Întotdeauna e o dramă. Ce trist. I still believe in your family's legacy despite everything. If you could, if you would be persuaded, please come back. I believe together we can return this homestead to the height of its glory days. Yours faithfully, Francis Kwan. Acum nu vreau să fiu rasist, dar era cam de așteptat să avem jockey asiatici. Asiatici sunt mai mici de statură și mai slabi, adică atributul ideal al unui jockey e să fie mic și slab. Sunt și femei jockey. Dacă ai 40-50 de kg și 1-50, ești cel mai bun jockey din lume. Că doar nu o să ai 2 metri și 200 de kg cu omor calul. Hai să-i dau și un nume. Nu e o chestie rasistă, e fizică pură. Trebuie să fii mic și slab să fii un jockey bun. Săracul ăla cal cât să tragă și el. Ia să vedem ce față să-i punem. Asta e femeie, cred. Hai să alegem un asiatic. Dar de ce are capul mare? Uite, i s-a umflat capul brusc. Hop, 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 hop. În fine. Lăsă-l îmbrăcăm așa mai funky. Mamă, cât de trippy e hainuța asta. Aoleu, stai că-s plovăre urâte. Să zicem asta și casca. Hai să facem asortată. Ceva cu verde? Da, mă, eu sunt. Jocheul cel verde. Păcat că au rămas pantaloni albi. Hashtag Rival Stars. Ok, să mergem la grajduri. Este Sophie, are grijă de căluți. Ce să cumpărăm un cal. Vorba aia americanilor. I have to see a man about a horse. Adventure Wax sau Alloy Aquarium. Au cam aceleași stats, doar că unul are niște extra sprint. Și cu $10 mai scump. Poți să cumpăr doi? Să-i împerechez? Ce mărțoagă frumos! Alloy Aquarium looks like a real beaut. Ia să vedem ce goals mai avem. Buy a horse, compete in a race. Three Oaks, rookie. Nu era muzica deloc. Eroic așa oarecum. Ce tare! Calul lui îi place să fie la mijlocul trupei, ca să zic așa. Ha. Am ales căluțul ăsta, start race. Oare pot să pariez pe mine însumi? Dacă nu mă înșel, nu, era să zic o prostie, era să zic că le dă niște iepuri să alege după ei, dar aia sunt ogari. Ogari primesc iepuri aia. Calul nu are nevoie de motiv, eventual un morcov. Și faptul că îl biciuiesc, săracu. Hai mă, hai mă, hai mă! Dă-i!
Ah. Măcar nu sunt ultimul. Ok. Hai mă! Bagă, 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 bagă! Hai căluțule! Hai căluțule! Hai mărțoaga mea, calul meu zburător, harap alb! I-am consumat tot sprintul. Mai sunt 250 de metri. Final stretch! Ah, Firar! Nu mai are suflu! Moare calul! E pe două picioare! Hai cu tata! Este, mă! Bravo, calule! Murgul meu cel frumos! Mamă, ce ochi creepy are! Uitați-vă la ochiul ăla cât de creepy e! Jesus! Are glaucom! Bravo, calule! O să primești extra ovăz, extra mere și extra iepe! Iape? Iepe? Iape? Iepe? Băi, îmi place jocul ăsta! Fie și numai pentru nișă și pentru faptul că îmi plac simulatorul astea manageriale. Eu eram la care se jucau ore întregi Pizza Tycoon pe vremuri. Acum 20 de ani mă jucam Pizza Tycoon pe un laptop compact vechi. Și Roller Coaster Tycoon, asta e un fel de Horse Tycoon. Mai era și unul, Drugs cu Tycoon, care cumpărai ieftin și vindeai scump. Cine este ăsta? TJ! Train a horse in speed. Ok, ești angajat. Să vedem ce mai putem cumpăra. Ai serios, cărți de joc? Puteam să treci și fără cărți de joc în jocul ăsta. Evident că avem timere. Ia uite-l cum zboară murgul meu. Calul lui Harald Palbești. Îți trebuie doar să mănânci jeratic. Acceleration training. Ia să vedem. Deja i-am pus racheta lui Elon Musk de la SpaceX. Sprint Energy. Toate bune și frumoase acum că pot să dau skip pe Mocha, dar mai încolo să coste hashtag currency. Ok, story, collect. Normal că mai avem o grămadă de upgrade-uri de făcut. Știți că unii cai, ca să se calmeze înainte de curs, au nevoie de un pet. De obicei e vorba de o oiță, un țap, ceva. Nici măcar nu glume, sau un câine. Caii sunt o ființă foarte empatică și se înțeleg bine cu alte animale și cu oameni. Deci dacă le pui omul preferat sau animalul preferat lângă ei, îi calmezi, îi relaxezi. Foarte important înainte de cursă. Opa, putem să împerechem căluți. Dacă e un minigame cu împerechiere... Ok, breeding. Sper că sunt cal și iapă, că cal și cal sau iapă cu iapă nu e chiar ok. Este un cal cu două capete. Ia să vedem, am destui bănuți. Trebuie să mai facem un loc în graj pentru micuț. Și a venit micuțul, mamă. Asta s-a născut direct mare. Mamă, nu e rău. Ce nume să-i dăm lui ăsta? Ia să vedem. Ce să-i zicem? Să-i spunem FCSB. E Sfântul Petru. E cu nume ca ăsta o să câștige. Nu știu care e faza, commentary friendly. Gata. FCSB e Sfântul Petru. Sunt curios acum cu cine o să alerg, că tocmai a născut iapa, nu s-a pus să alerge așa. Ok. Rewards, collect. Ce zâmbește asta? Țafă, tacă țaua! Dar de fapt era calul. Era zâmbetul ăla de țafă, tacă țaua! Doar că n-a fătat cățaua.
Eu nici măcar nu știu dacă aveam iapă sau cal. E posibil să sune misogin, dar am impresia că ieperile nu sunt așa bune la alergat precum caii. Deși e posibil să mă înșel. Ok, am luat bănuții. Upgrade. Stăm 5 minute, nu, dăm skip. Nici nu mai știu ce fac aici. Basically, upgradez grajdul. Ce vilă și-a tras băiatul. Zici că e Dallas, serialul Dallas. Ok, collect income. Din câte știu, ar trebui să-mi dau și calul la montă. Și ar trebui să-mi aducă bani treaba asta. Keep racing. Așa, live events, e ce aici. Mamă, mi-e și frică. Spin the rose wheel. Spin. A, nu-mi trandafiri. God damn it. Hai să mai alergăm puțin. Oh, 5500 de biștari. Nu știu dacă sunt pregătit pentru nivelul ăsta. Ia să vedem. Ce cal să folosesc? Aloe Aquarium. FCSB Sfântul Petru. Dar de ce e cenzurat SB? Serios, de ce e cenzurat SB? E doar FC Sfântul Petru. Cred că nu am căpuț sau acum. Ce chestie. Aloe Aquarium. Că după monta aia i-a prit. Hai să vedem ce știe FCSB-ul ăsta. Ar fi tare să pariez pe alt cal. Cum ar fi? Skeleton Snooze. Am pariat pe el. Sau nu? Nu pot? Nu, serios. Pot să pariez sau nu? Fie, cred că n-am destui bani. Start race, nu mă lasă. Ia să vedem. O să-l pun în față. Și nu prea convine treaba asta. Lui Alo, îi plăcea să fie la mijloc. Hai, Sfântul Petru! FCSB, Sfântul Petru. Hai, nou născutule. Hai, băiatul. Opa! Ia uite-l, ca din pușcă. Ar fi drăguț să avem și un fel de oglindă retrovizoare. Adică să mă uit în spate să văd cine mă ajunge. Sau să-mi pună niște umbre. Ah, i-am consumat sprintul, aiurea. Așa, nu! Ce m-a trecut nemernicul? Băi, m-a trecut încă unul. Vai, ce urât! Ce urât! FCSB Sfântul Petru m-a dezamăgit. Nu se mai fac cai cum se făcea odată. Secure the sponsor. Ok. Și acum o să mă uit la o reclamă, nu? Super, jocuri cu poker. Boring! Dacă e pe bani, e altă treabă. Mamă, chintă. E cu negreanul ăla, sau cum îl cheamă. Boring. Ok, Three Oaks. FCSB Sfântul Petru level up. De ce mi-ar fi cenzurat SB? Să fi gândit că e son of a bitch. Ia să luăm niște bănuți de aici. Au venit banii. Ok, cred că trebuie să mă antrenez cai. Ia să vedem la goals.
Keep racing. Mai trebuie să mai alerg încă 600 de metri ca să primez recompensa aia. Expand the storehouse. Upgrade. Skip. Încă mai am moca să dau skip la chestii, la timere. Așa, trebuie să repar acoperișul. Eu măcar asta nu știu să facă. Ce, n-am mai am bani sau ce? Nu-mi dă voie până nu mai fac alte goals. Serios. Upgrade the breeding stall to tier 2. Ah, hai să facem treaba asta. Mamă, ăștia au garajuri speciale pentru împerechiere. Cu muzică, probabil, și cu perne roz, cu trandafiri. Ok, am mai luat niște bănuți. Și încă unii de aici. Neat and tidy. Mamă, multe upgrade-uri aici. Hai să mai facem o cursă și cred că o să fie gameplay-ul pe ziua de azi, cum am prins. Aș mai antrena puțin calul. Ia să vedem. Alloy Aquarium. Nu se mai poate antrena alloy până nu mai aleargă puțin. Interesant. Am făcut un upgrade la facility ca să antreneze mai bine. Ia să vedem acum mă lasă. Nu, trebuie să-l antrenăm puțin pe Sfântul Petru. O, ce veselie. Sprint Energy. Skip. Pare retardit ăsta un pic. Speed. Păi, ești nebun. Este destul de tare Sfântul Petru mai nou. Așa, Sprint Energy, nu. Speed, nu. Cred că deja pot să-l trimit la curse, liniștit. Race. Să mă bag la apprentice, oare? Mamă, câți bani! Hai să mâncăm, să mă mai bag aici. Asta e o cursă mai mare, nu știu dacă mă ține calul atâta. 1100 de metri, hai să luăm tot cu asta. Alloy Aquarium e slab deja, ăsta e mult mai bun. Să stă în față. Să stă la mijloc. Mamă, sunt favorit. Calul meu e favorit. Care cota 3.40. Tu nu poți pariez pe el. Poți să fac poză? Mamă, ce de steaț are băiețelul meu. Ok. Select. Și hai la treabă. Mamă, poarta 1. Ma, la fix. E băiatul. L-am încetinit puțin. Wow, shit. Cine m-a fi pus să-l încetinesc? Ce nume și ca ăștia. Încă 300 de metri. Încă 200 și ceva. Acum o să bagi accelerația nebună. În linie dreaptă o să fie nebunie mare. Nu vă mai las să faceți nimic. Hai mă. Hai mă, fi nebun, fi nebun. Hai calule, fii nebun. Aaaa, cred că m-a făcut ăla. Și? Aaaa, trăiască-ți nănouă la mare de căluț care a mâncat prea multă cocaină. A câștigat cu nănouă la mare. FCSB Sfântul Petru.
un nou distanț. Hei, de ce așa puțin bani? Nu erau 5.000? Taxe la stat. Viața e grea. Aaa, nu vreau să mai văd o reclamă. Goddammit. În fine, ați prins ideea. Asta este jocul Rival Stars. Îmi place pentru că e inedit. Nu în fiecare zi joc un joc în care sunt antrenor de cai. În altă linie de idei, să vă uitați la filmul Secretariat, că o să vă dea lacrimile. Am înțeles că acel cal a fost pe coperta un revistei Times sau ceva de genul. Cel mai bun sportiv non-uman din toate timpurile. Ceva de genul ăsta. Foarte tare, calul ăla. Ok, am luat niște bani. Îmi place jocul ăsta. Tune in next week to see what Sfântul Petru is up to. FCSB Sfântul Petru. Ia să vedem ce am mai primit aici. Și cred că am terminat primul capitol, nu? Așa, upgrade sprint energy training facility to level 2. Nu, nu vreau să fac asta. Dam Omega Star-ule. Upgrade. Să upgradăm și asta. Și deja începe să arate bine echipa mea. Ce vesele TJ. TJ de la ce vine? Thomas Jefferson? Level 3! Hai că avem o grămadă de bani. Aproape că mă tentează să mai cumpăr un cal. Ia să vedem. Market. Aoleu, bani reali. Fu, piu, 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 satana, piei. Item packs, items and horses. Mamă, ăștia mă costă trandafiri. Brush hipster. Answering extravaganza, icy adventure. Mamă, cât costă. Dar mai am puțin și pot să o cumpăr pe aia. Refill energy. Oare pot să-mi perechez caii pe care am? De mamă cu fiu? Ar fi creepy. Ok. Aparent am și trade. Nu știu ce face trade-ul, dar... Anyways, I have it. Hai să vedem cum e cu împerecherea aia. Că nu am înțeles exact. Ia, yeah, stables. Breed horse. Sfântul Petru cu delicious trick. Dar ce e Sfântul Petru la nivelul ăsta? Că eu l-upgradasem. Se ia cu nivelul inițial? Mm-hmm. Nu știu sigur. Ca să dau refresh la carul care mi-a venit de la fermă, trebuie să cheltuiesc 10 bonus de aia. E mai alergat calul ăsta. A alergat 3000 de metri. Mai gândesc altă rată. Asta e jocul Rival Stars. E cu căluț și cu fermă. Îmi place mult și ar trebui să placă tuturor celor care au o preferință pentru tycoon-uri de pe vremuri. Și dacă vă plac și caii, e un bonus. Cam atât la fostplay.ro. Îmi place jocul, recomand. Pa!